Trecutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Succesul este înălțimea la care ricoșezi după ce te izbești de podea, spunea George S. Payton. Poate că undeva în adâncul esenței această personalitate are dreptate, dar să nu uităm că atât militarii cât și civilii sunt diferiți, respectiv lucrurile sunt privite diferit. Ceva firesc, de aici apare și multitudinea de idei, sugestii și opinii pro sau contra. Ănița Jechiu, Denis Rotaru, vă salutăm și vă zicem Hristos a înviat! Mă face fericit, știu cât de mult ți l-ai dorit. Urcă sus, dar nu uita de fiecare treaptă în calea ta. Și concentrează-te asupra dragostei, multe de la sine se vor rezolva. Se va întâmpla, vei și cădea, dar te va ajuta doar ea. Încrederea. Viața este ca un test, e un urcuș pe Everest. Trebuie să te dedai, dacă vrei să-l dai, dacă vrei să-l dai. Viața este minunată, trebuie trăită, nu visată. Iar dacă vrei mai mult mister, adaugă în ea sare și piper. Mă face fericit, știu cât norocul te-a ocolit. Trebuie să înveți cum soarta decide, când o ușă se închide, alta se deschide. Viața e un dar, trăiește-ți-o, și dacă nu zâmbește, tu gâdi-l-o. Și iar de căzut, învață lecția, îți va veni în ajutor doar ea. Încrederea, încrederea, încrederea. Încrederea. Viața este ca un test, e un urcuș pe Everest. Trebuie să te dedai, dacă vrei să-l dai, dacă vrei să-l dai. E un urcuș pe Everest. Trebuie să te dedai, dacă vrei să-l dai, dacă vrei să-l dai. Viața este minunată, trebuie trăită, nu visată. Iar dacă vrei mai mult mister, adaugă în ea sare și piper. Viața este ca un test, e un urcuș pe Everest. Trebuie să te dedai, dacă vrei să-l dai, dacă vrei să-l dai. Viața este minunată, trebuie trăită, nu visată. Iar dacă vrei mai mult mister, adaugă în ea sare și piper. Știu cât de mult ți l-ai dorit, succesul tău mă face fericit. Onor la tricolor pe platoul Ministerului Apărării. Ziua drapelului de stat a fost celebrată de militari, angajați civile ai Armatei Naționale, dar și de întreg cabinetul de miniștri al Republicii Moldova, în frunte cu prim-ministru Kiril Gaburici. Evenimentul a debutat cu discursul ministrului Apărării Viorel Cebotaru, care a declarat că la cea de-a 25-a aniversare de la ziua când tricolorul în albastru, galben și roșu a devenit drapelul de stat al Republicii Moldova, Armata Națională aduce onorul tricolorului, simbolul unității naționale, independenței și suveranității statului nostru. În vremuri de restriști, când pacea era compromisă,
Predecesorii noștri se adunau sub pânza steagului național. Anume culorile drapelului, în bătaia vântului, încurajau oștenii la fapte vitejești. Tricolorul ne unește și astăzi, în toate încercările noastre de a propulsa Republica Moldova spre un viitor mai bun. Pentru militari, drapelul de stat are o semnificație aparte, deoarece stă la baza drapelului de luptă, care la rândul său este simbolul onoarei, vitejiei și gloriei militare. El evocă trecutul glorios de luptă al poporului nostru pentru libertate națională și tradițiile de luptă ale unității, amintind fiecărui militar datoria sfântă de a servi cu credință patria, de a apăra cu orice preț unitatea, suveranitatea și independența țării. Tricolorul a fost purtat cu mândrie de militarii moldoveni în misiunile de menținere a păcii în Irak, Liberia, Sudan, Coasta de Fildeș, Georgia, Kirgistan, iar acum și în Ucraina. Le-a asigurat încrederea că misiunea lor, cea de mesager ai păcii, este una nobilă. Momentele pe care le trăim astăzi au menirea să ne conștientizeze și să ne apropie de rădăcinile noastre. Nu puțini au fost cei care și-au sacrificat viața pentru a apăra drapelul țării. Ei au crezut cu tărie în acest simbol și în numele lui au mers până la capăt cu demnitate. Roșu, galbenul și albastru ne-au însoțit permanent, atât în vreme de grea cumpănă, cât și în cele de izbândă și realizări. Sub aceste trei culori s-au înfăptuit marele proiecte ale poporului nostru. La rândul nostru avem datoria de a le transmite copiilor noștri sentimentul mândriei de a purta în suflet tricolorul. Prim-ministrul Republicii Moldova, Kiril Gaburici, a menționat că fiecare cetățean și fiecare stat are dreptul să se mândrească cu drapelul său. Drapelul național este ceva care ne face pe toți să fim împreună, să privim în aceeași direcție, să ne dorim același lucru. Domnul ministru a menționat despre multe situații în care oamenii și-au dat viața pentru acest simbol. Sunt sigur că drapelul nostru este ceva care ne unește, care ne face să gândim la fel, care ne face să avem în suflet, în inimile noastre, patriotism, care ne face să luptăm pentru patrie și pentru Republica Moldova. Reieșind din situații geopolitică, eu cred că acest drapel al nostru ar trebui să ne unească și mai mult pentru Moldova noastră. La drapelul de stat, onor spre stânga, prezentați, arm! La ceremonia de pe platoul ministerului, un sobor de preoți militari au sfințit drapelul de stat, după care ministrul apărării Viorel Cibotaru și prim-ministrul Kiril Gaburici au sărutat drapelul înainte de a fi arborat. Locotenentul Vitale Josan este port-drapel de 12 ani și a menționat că este mândru de faptul că a portat simbolul național în mai multe țări la diverse manifestații. Am avut misiuni militare care au fost ieșirea cu drapelul peste hotarele țării. Paradele militare care le-am avut începând cu 2009 în Republica Bulgară, 2010 în Federația Rusă și recent în 2014 în Franța și România. Ce emoții ai avut atunci? Pentru militari emoții nu sunt, doar emoții pozitive. A pentru tine personal, ce înseamnă tricolorul? Este simbolul după care mă conduc ca cetățean, ca militar. Tricolorul a fost desemnat drapel oficial al Republicii Moldova la 27 aprilie 1990. Pe 23 aprilie 2010, legislativul a declarat data de 27 aprilie drept ziua drapelului de stat. De asemenea, ceremonii festive cu arborarea drapelului Republicii Moldova au avut loc în toate unitățile militare ale Armatei Naționale. Poveste, toată roada din livadă și lumina din baladă. Și cum via toată floare și-ncă sfintele hotare pentru
ceas, fiule, cu dor. Cânt de grai și tricolor, cânt de frate, cânt de mamă și de țara strânsă în famă. Îți las, fiule, cu dor. Cânt de grai și tricolor, cânt de frate, cânt de mamă. Pentru cei 30 de absolvenți ai cursului postuniversitar în domeniul securității și apărării naționale. În cadrul unei ceremonii, ministrul apărării a înmânat diplomele și insignele absolvenților cursului postuniversitar. Viorel Cibotaru a salutat organizarea acestui curs, care a avut ca obiectiv abordarea problemelor actuale de securitate națională și internațională. Suntem astăzi într-un proces foarte complex de regândire, de ajustare, adaptare la noile condiții, inclusiv la condițiile ce se impun în plan național de dezvoltare, și știți foarte bine aceste lucruri, care sunt chemările și provocările noi. Suntem într-o ambianță regională și globală foarte instabilă, cu noi provocări, cu noi întrebări, cu devieri de la un anumită modalitate la care noi de acum ne-am deprins. Și deci aceste lucruri necesită niște elemente absolut principale pentru ca o țară să fie guvernată bine. De coeziune, de înțelegere, de existența unor formaturi de dezbatere a oricăror probleme, cât de grele n-ar fi ele. Și cât nu ar fi paradoxal, dar anume și în zona securității naționale, în zona apărării, există multiple noduri de probleme de rezolvare cărora depinde și viața în partea cealaltă a societății, în civilă. De ce eu consider că lucrul acesta ce a fost efectuat acum în cadrul cursurilor, abia începe să se realizeze în viața reală.
Potrivit comandantului rector al Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, colonelul Mihail Bucliș, cursul care s-a desfășurat în perioada 19 ianuarie 24 aprilie curent a avut la bază programe similare colegiilor naționale de apărare din România, Marea Britanie, Franța, SUA, Canada, Polonia, Germania, Italia și Estonia și a reunit reprezentanții Cancelarei de Stat, Ministerilor Apărării, de Interne, Justiției, ONG-urilor, dar și preoți militari. În perioada 10 februarie, 25 martie au fost desfășurate și vizite în unitățile militare ale Armatei Naționale, precum și Academia Militară a Forței Armate și Ministerul Afacerilor Interne. Cursul a fost foarte important și principalul scop care a fost atins la curs, stabilirea relațiilor de colaborare și cooperare dintre personalul din diferite structuri, în vederea consolidării sectorului de securitate și apărare a Republicii Moldova, a fost atins. Îmi permiteți la această ceremonie să mulțumesc ministrul apărării personal, secretarul de stat a apărării, șeful mare stat major a Armatei Naționale, care au susținut acest curs și, de asemenea, celorlalți reprezentanți ai structurilor de forță, precum și ministerilor, agențiilor care ne-au ajutat să organizăm vizitele de familiarizare în structurile respective. Totuși, cât de util și important a fost acest curs post-universitar pentru participanți, am aflat de la Elena Mărzac, directorul Centrului de Informare și Documentare privind NATO în Moldova. Atunci când am aplicat pentru acest curs, mă gândeam ce aș putea eu să învăț de aici. Și acum înțeleg că aveam foarte multe de învățat, aveam foarte multe să cunosc și să cunosc oameni foarte buni și specialiști extraordinari. Consider o inițiativă foarte bună a Academiei Militare organizarea astfel de cursuri post-universitare într-o promovare a unui dialog la nivel național, în discutarea subiectelor ce țin de securitate, securitate națională, instrumente și angajamente la nivelul asigurării securității regionale. A fost impresionant toate lecțiile experților naționali, internaționali, întâlnirile cu atașații militari pentru a înțelege unde trebuie să mergem, cum ar putea să-și asigure Republica Moldova securitatea. Remarcabil a fost vizitele la unitățile militare. Colegii o să fie de acord că a fost o experiență unică de a servi masa împreună cu militarii, de a vizita acest regiment de rachete antiriene. Pentru mine a fost impresionant și mă simțeam într-un film artistic. Impresionante a fost și lecțiile demnitarilor de stat care au fost atât de deschiși și sinceri cu noi pentru a ne răspunde la problemele care ne chinuiau la acel moment. Vizitele la instituțiile de stat, la Metropolia Moldovei, discuțiile și revelatorii au fost pentru mine participarea confesiilor regionale și reprezentanților metropolii și discuțiile pe care le aveam la pauze pentru a înțelege care sunt aceste probleme, ce trebuie și cum putem noi să promovăm această cultură de securitate. Consider că dumneavoastră prin acest curs ați promovat mult capacitățile reprezentanților instituțiilor de stat într-o cunoaștere a diverselor subiecte de securitate, dar și ați întărit această sinergie instituțiilor de stat cu reprezentanții societății civile, așa cum sunt eu, diverselor ONG-uri de profil, agențiilor și a reprezentanților structurilor de stat. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această inițiativă. Consider că e necesar, absolut necesară continuarea acestei practici, organizarea astfel de cursuri și pentru viitor. Cursul postuniversitar în domeniul securității și apărării naționale este la a doua promoție. Rămânem la Academie Militară, deoarece ministrul apărării Viorel Cibotaru a participat la atelierul de lucru privind elaborarea curriculumului de referință în domeniul securității cibernetice, care a avut loc în perioada 27-28 aprilie curent. Ministrul apărării a menționat importanța evenimentului în contextul provocărilor actuale în domeniul securității informaționale, reiterând că Republica Moldova dorește să țină pasul cu dezvoltarea sistemelor informaționale, iar desfășurarea unor astfel de ateliere de lucru facilitează crearea capabilităților naționale în acest domeniu. Unul dintre organizatorii atelierului de lucru, colonelul Ghenadie Safonov, decanul Facultății Științe Militare al Academiei Alexandru cel Bun, a menționat că unica instituție de învățământ militar superior din Republica Moldova încearcă să țină pasul tendințelor actuale, participând la elaborarea unor curricule în domeniul securității informaționale.
Un nou pas în amplificarea relațiilor de colaborare între Academie Militară și Academie de Poliție. Cele două instituții au semnat un acord de colaborare privind dezvoltarea relațiilor bilaterale în diverse domenii, dictate de imperativele timpului. Evenimentul a fost organizat la Academie de Poliție AMAI, în prezența comandantului instituției, colonelul de poliție Simeon Carp, a colonelului Mihail Bucliș, comandantul rector al Academiei Militare Alexandru cel Bun și a viceministrului apărării Alexandru Cimbriciu, care sunt de părerea că relațiile viitoare între aceste instituții va spori gradul de consolidare a sectorului de securitate, apărare și ordine publică a statului nostru. Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Aproape trei decenii în urmă a avut loc tragicul dezastru de la Cernobâl, al cărui efecte se resimt și azi. Catastrofa nucleară care mai ține lumea în suspans a avut loc pe 26 aprilie 1986. De atunci, an de an, lumea vine să comemoreze victimele și să aducă omagiu celor care și-au pus viața în pericol pentru a înlătura consecințele exploziei. Mai mulți veterani și rude ai celor care au avut de suferit de pe urma catastrofei au depus flori la memorialul Cernobâlului de pe strada Trandafirilor din capitală. Centrala nucleară de la Cernobâl, ora 1:23 dimineața, o explozie la reactorul numărul 4 a schimbat viața a mii de oameni. Mai târziu, catastrofa a fost catalogată drept cea mai gravă explozie nucleară din istoria omenirii. Materialul radioactiv eliminat de generator s-a răspândit pe suprafețele de azi ale Ucrainei, sudul Rusiei, Belorusiei, iar vântul l-a întors apoi spre vestul Europei. După 29 de ani de la tragicul eveniment de la centrală, cei care au supraviețuit povestesc că urmările le simt și astăzi. Alexandru Motângă din Ialoveni era tânăr când a trebuit să participe la lucrările de lichidare a consecințelor exploziei. Eu am fost la avarie la Cernobâl în 87. În timpul acela eu lucram în Rusia și am fost trimis la Cernobâl. Unitatea noastră a lucrat pe stație de reactor. Curățeam toată teritoria de după explozie, după toate rămășețele astea care au rămas. Echipament special la noi n-a fost. Forma obișnuită de soldat. Pur și simplu noi în toată ziua, de fiecare dată schimbam de două ori formă. Plutonierul în rezervă Alexandru Motângă își îndeplinise serviciul militar în armata sovietică și a fost chemat pentru un fel de recalificare, recunoaște acesta. Nu a știut unde merge, dar s-a conformat noului regim. Ordinea de zi era așa, de muncă. La ora 3 dimineață ne sculam, mâncam, ne urcam în automobil, mergeam 15 km. Din camioanele astea ne coborăm, ne urcam în camioane murdare, așa spuneau atunci. Ne duceam până la stație. La stație ne urcam sus în bunker, acolo toate hainele care erau pe noi se duceau la nemiceri. Lucram în smene aproximativ 50 o minută, o minută jumate. Asta era timpul de lucru. Dar pregătirea era 24 de ore. În zi, după cât știu eu, pe acoperișul stației lucrau în jur la 20.000 de cernobăliști. Fără gust, miros, fără culoare, totuși radiația determina apariția unor simptome la oamenii din preajmă, povestește cernobălistul. Consecințele se simțeau și atunci. Înseamnă că ochii noștri erau roșii când plecam de la stație. Aveam amețeli, dureri de cap, te dureau toate încheieturile. Doza de radiație, clar că era socotită. Noi primeam mai multă doză, dar nu ne spuneau nimic absolut. Și pe timp, în parcurs de 28 de ani, de an, noi ne simțim mai rău și mai rău. În total, Alexandru Motângă s-a aflat la 3 luni pe teritoriul afectat de radiație, timp în care a văzut cu ochii săi cortina dezastrului nuclear. În multe sate astea a fost zona de 30 de kilometri. Din sate rămâneau băbuți, mașinăți bătrâni care nu mai au ce pierde, erau de acum afectați și socoteau că n-are rost să mai pleci undeva. Era strașnic să te uiți. În jur, gospodăriile pădate, burean crescut, în păduri, ciuperci, parcă le-o semănat, creștea tot ceva datorită radiației. După aproape 3 decenii, protagonistul are grupă de invaliditate. Consecințele lucrărilor la centrală i-a afectat și familia. La doar 23 de ani, fiica s-a suportat 5 intervenții chirurgicale la glanda tiroidă. Dar chiar și așa, Alexandru Motângă recunoaște că nu regretă participarea sa la
acele acțiuni, întrucât a salvat în așa fel mai multe vieți. Nu regret că am fost acolo niciodată. Și colectivul nostru, raionul Ilulien, tot nu regret. Niciun, n-am auzit la nimeni, toți s-au făcut datorie. Și viceministrul apărării Ana Vasilache a participat la evenimentul de comemorare a victimelor catastrofei de la centrala atomoelectrică de la Cernobâl. La 29 de ani de la producerea catastrofei tehnogene, îmi exprim întreaga compasiune pentru cei 560 de conaționali de-ai noștri, militari și civili, decedați în urma acesteia, dar și pentru miile de familii ale participanților care și astăzi suportă consecințele acestei tragedii, a spus viceministrul apărării. De menționat că în acest an, Asociația Uniunea Cernobâl din Moldova, în colaborare cu Ministerul Apărării, a organizat o serie de activități consacrate aniversarea 29 de la producerea catastrofei de la Cernobâl, cum ar fi depuneri de flori la complexul sculptural dedicat victimelor de la Cernobâl, marșul memoriei și un serviciu divin. De asemenea, Ana Vasilache s-a întâlnit cu văduvele participanților la lichidarea consecințelor de la Cernobâl. Viceministrul apărării le-a asigurat pe cele 20 de doamne de toată recunoștința și susținerea Armatei Naționale. Țara mea, așa se numește CD-ul cu tematică militară, lansat la Centrul de Cultură și Istorie Militară. Autorul evenimentului, Elena Manciu, a mărturisit că a muncit pentru acest album în jur de 2 ani alături de Orchestra Prezidențială a Republicii Moldova și că este nespus de fericită pentru această realizare. Sunt foarte bucuroasă că am ajuns la finele acestui CD. L-am înregistrat cu Orchestra Prezidențială a Republicii Moldova, orchestră în care activez peste 11 ani. S-a lucrat foarte mult la acest album. Am colaborat cu textieri, aranjatori. Vom promova muzica militară. Căci, cred eu, acest gen de muzică este mai puțin cântat. Și colaborând, lucrând în această orchestră, m-am gândit că este foarte bine să compun așa gen de muzică. Deci mi-am propus să o fac și am făcut-o. Sunt 10 piese la număr, sunt toate militare. Sunt câteva piese și în stil patriotic, cum este Țara mea, Urmașii lui Ștefan. Muzica este scrisă de mine, am o melodie care este scrisă de Alexandru, feciorul mai mare. Se numește Plaiul meu cu glas de nai. Textele au fost scrise de Galina Furdui, poeta, și Ion Cotovițchi. Sper că s-a primit ceva frumos, interesant și chiar se poate de ascultat așa, fiindcă este o muzică de suflet, am scris-o la îndemnul inimii mele, cred eu să fie ascultată cu plăcere, căci sper pe viitor poate vor mai fi filmări, nu știu, ne gândeam poate și vreun videoclip la una din melodii, numai că mai trebuie de gândit, fiindcă este vorba de finanță. Ce proiecte vă propuneți pe viitor să realizați, chiar în privința acestui CD? Poate niște promovări, poate nu doar la Chișinău, și prin raioane și prin alte localități? Mi-aș dori foarte mult cu acest program să mergem prin diferite localități, să promovăm orchestra noastră, în primul rând, să promovăm armata noastră, fiindcă e foarte important. Imaginea armatei noastre naționale trebuie să o cunoască toată lumea. Și deci, prin aceste eu mă gândesc că am putea o face. Cu un gest de apreciere pentru efortul depus și contribuția sa în promovarea valorilor patriotice, cantautoarea a fost decorată cu insignă de recunoștință. Viceministrul apărării Ana Vasilache, prezentă la spectacol, a declarat că astfel de exemple trebuie multiplicate în toate domeniile de cultură, mai ales în rândul interpreților, care au o mare influență spirituală și valorică asupra populației, inclusiv în rândul generației în creștere. Aceste melodii patriotice nu sunt comerciale, așa că publicul nostru nu le va găsi în vânzare. Cu toate că... Eu mi-aș dori să fie în vânzare, numai că această muzică, nu știu dacă vreo casă de discuri avea nevoie de ea. Va fi, desigur, la companie Teleradio Moldova, va fi numai decât în internet, iar CD-urile care le-am făcut se vor transmite la concert colegilor, prietenilor și celor apropiați. Apropo de prieteni și colegi, Ariadna Ursachi, colega mea de la presa militară, s-a apropiat de plutonierul major Alexandru Badea din Orchestra Prezidențială și l-a întrebat cum decurge colaborarea cu interpreta Elena Manciu. E foarte ușor să mă lucrez cu ea, pentru că
e foarte bună specialistă în domeniul ei și bun profesionist. De ce e important pentru oameni că se promoveze melodiile de cătănie cu motivul patrie, motivul de țară, chiar cu melodia urmașilor Ștefan? Pentru a trezi spiritul de patriotism a tinerii generații și pentru a familiariza imaginea orchestre, armate naționale în rândul cetățenilor. Elena Manciu face parte dintr-o dinastie de muzicieni și este interpretă a Orchestrei Prezidențiale a Republicii Moldova mai bine de 10 ani. În cariera sa a înregistrat 3 albume și preferă să interpreteze în scenă doar propriile cântece. Doina, doina, lo, și iar versul cel de dor, caiule, ți le ascult, te-nvin și le descrind. Inima ți-o cânt, floarea e și sufletul, sufletul și lumea mai n-ai asemănare. Zii, măi lăuntare, cu de cum vrei sărbătoare, până ce să zboare, să joace lumina floare. Zii, măi lăuntare, să răsure dispre veri, să cânte mântul soare, cum la dezugăle. Crește numai oameni buni, din adânc pornesc izvoare și zâmbesc între fecioare. Lumea înconșor, dar de tine mi-e să dor, mai un meu cu glas de nai, puțișor de rar. Zii, măi lăutare, cât de cult de sărbătoare, până încep să zboare, să joace lumina-n soare. Zii, măi lăutare, să răsură dinspre voi, să cânte mântul soare, tot cu glas de zurgăle. Să răsune dinspre voi, să cânte mântul soare, tot cu glas de soare.